Așa când pot să respir. Gata. Bună, dragii mei! Bine v-am regăsit la un nou video. Astăzi am un anunț de făcut. Pe scurt, urmează să mă operez. Da. Din păcate, mă confrunt cu o problemă medicală de foarte, foarte multă vreme. Este o problemă cu care marea majoritate a oamenilor se confruntă, însă la mine este ceva mai grav. Haideți să începem cu începutul. Cred că din clasa a patra am o problemă de respirație și tușesc foarte, foarte des. La început tușeam mai puțin, în prezent tușesc, cred că în continuu. Mama mea și, în general, familia mea este deranjată de tusea pe care o am, la fel și la facultate. Vă dați seama, în momentul în care încep să tușesc, nu mă mai opresc sau, și mai rău, există posibilitatea să-mi pierd vocea și, în timp ce vorbesc, din ce în ce vocea mea începe să se stingă până când nu se mai aude decât un ușor hârâit. După ce mi se întâmplă asta, trebuie să iau o pauză de vreo jumătate de oră ca să îmi revin. Mi s-a întâmplat inclusiv la liceu să rămân fără voce, la facultate de foarte multe ori și pur și simplu este o problemă care din ce în ce se agravează. Am fost la un spital din București, este vorba despre Ponderas, unde mi-am făcut un control pentru că deja de un an încoace simt cum lucrurile se înrăutățesc. Și diagnosticul meu sună în felul următor: sept nazal deviat, rinită cronică, boala refluxului gastroesofagian cu esofagită. Da, așa arată dosarul meu medical, să spun așa, așa arată foaia pe care am primit-o de la Ponderas și am aici mai multe recomandări, printre care septoplastie cu turbinoreducție endoscopică bilaterală cu shaverul. Aceasta este operația pe care trebuie să o fac. Asta mi se întâmplă foarte des în clipuri și v-am ascuns de-a lungul timpului acest lucru. Tăieturile acelea, marea majoritate a lor, sunt din cauza acestei tuse care efectiv mă deranjează. Simt cum mă gâdile aici ceva în gât. Revenind la acest raport medical intermediar, mi s-a spus că trebuie să fac această operație în cel mai scurt timp posibil, pentru că deja o nară este complet înfundată, iar cealaltă nară este cam un sfert înfundată, astfel că respir cu mai bine de jumătate. Vă dați seama că plămânii mei nu se oxigenează foarte bine și pe lângă acest lucru de un an încoace s-a agravat în ce sens? În sensul în care mă sufoc, noaptea mi este foarte, foarte dificil să adorm, oftez, respir foarte, foarte greu, trebuie să trag aer adânc în piept, astfel încât să pot să-mi continui speech-ul, să pot continua să filmez, să pot să vorbesc în continuare în videoclipurile mele. V-am ascuns acest lucru pentru că eu nu sunt o persoană care să mă plâng. Știți foarte bine că niciodată nu v-am dat de înțeles faptul că îmi este greu. Aceasta este realitatea. Îmi este greu să filmez, îmi este greu să vorbesc, îmi este greu să respir, da. Și știu că nu sunt singura. Aceasta este problema, nu sunt singura. Și pentru că sunt multe persoane care se confruntă cu această problemă ca mine, sunt multe persoane cărora le este frică. Mie mi este foarte frică de operația pe care urmează să o fac și pe care deja mi-am programat-o. Pe lângă această frică, nici nu conștientizăm că este o problemă reală. Este o problemă care se agravează de la o zi la alta. Se agravează pe an ce trece, să spun așa. În acest an am observat cum de la tuse, de la probleme de respirație, de la faptul că îmi pierdeam vocea, am început să casc în continuu, să simt o oboseală permanentă. Mă trezesc dimineața obosită, în contextul în care eu dorm 10 ore. În afară de asta, tușesc
și mai mult decât tușeam anul trecut. Vă dați seama că din momentul în care am avut problema până în prezent, totul s-a agravat până am ajuns în acest punct. Doctorița care m-a consultat mi-a spus în felul următor: dacă nu vii acum să te operezi, cu siguranță vei veni în cel mai scurt timp, pentru că având o porțiune foarte mică cu care eu mai pot respira, se poate întâmpla ca într-o noapte să se înfunde și nara cu care pot să respir și în felul acesta să rămân efectiv fără aer și să trebuiască să respir pe gură. Și lucrurile clar vor fi mult mai dificil de făcut, deoarece până la operație trebuie să îți mai faci și analize. Mai ai foarte multe lucruri de făcut. Este important să faci lucrurile la timpul potrivit. În momentul în care afli că ai o problemă, să iei inițiativă și să spui: bine, haide în cel mai scurt timp să rezolv această problemă. În realitate, eu nu am fost una dintre persoanele care să zic: haide să rezolv această problemă. Am zis că vreau să mai aștept, pentru că știți foarte bine că în această perioadă trebuie să-ți faci test COVID. E o perioadă mai dificilă, să spun așa. Însă vărul meu mi-a spus în felul următor: trebuie să faci această intervenție pentru că este spre binele tău, pentru că o să te simți foarte, foarte bine. Și familia mea mi-a spus același lucru. Însă, de ce l-am pomenit pe el și nu pe familia mea în mod deosebit, vărul meu s-a operat de același lucru, de aceeași problemă medicală pe care o am și eu, numai că la el situația a stat diferit. El a avut o formă mai ușoară, el s-a dus din timp, el se confrunta cu această problemă de un an și ceva, a observat această tuse care nu mai trece, faptul că pur și simplu simți aici undeva că te gâdilă ceva și vrei să tușești, astfel încât să scoți ce se află aici, însă tușind în continuu nu faci decât să tușești degeaba, pentru că nu iese nimic, aici nu se află nimic, e doar o iritație, nu știu de la ce vine această iritație. Evident că eu nu sunt medic, nu am făcut o facultate în domeniu ca să pot să zic exact de la ce vine această gâdilătură, această gâdileală pe gât, pentru că efectiv așa o simți. Da, și vărul meu s-a confruntat cu asta, vărul meu s-a operat, se simte foarte bine. Și pentru că el s-a operat, și-a dat seama prin ce trec eu. Mai mult decât atât, el s-a operat la aceeași doctoriță la care urmează și eu să mă operez și cu siguranță doctorița i-a spus că problema mea este mult, mult mai gravă decât problema lui, pentru că la mine este și de mult timp, o am de foarte mulți ani și în acest an s-a agravat atât de tare încât am zis: băi, trebuie să iau atitudine, trebuie să văd despre ce este vorba, pentru că mie una, la toți medicii la care am fost la mine în oraș, nu mi s-a spus că de la nas pornește totul. Mi s-a spus că ar fi de la stomac, am luat pastile de stomac. Mi s-a spus că ar fi de la glandă, am luat pastile de glandă. Și nu mi-a trecut. Nu mi-a trecut nici până acum. Îmi doresc din suflet ca, făcând această operație, să depășesc acest obstacol, acest obstacol al aerului, să zic așa, pentru că este vorba de aer. Eu nu mă oxigenez. Faptul că nu respiri cum trebuie, nu-ți oxigenezi creierul și de aici vine această oboseală permanentă. Am început să casc de dimineață până seara. Am început să mă simt efectiv epuizată. Filmez un videoclip pe care îl postez pe YouTube și eu sunt efectiv epuizată. Zici că am muncit, am făcut nu știu câte lucruri. Asta în contextul în care eu îmi doresc să fac. Îmi doresc să fac mai mult decât ce fac în prezent. Și nu pot. Nu pot pentru că obosesc. Nu pot pentru că simt că mă sufoc. Și de fiecare dată trebuie să fac așa. Și mai sunt și momentele acelea în care efectiv rămân fără voce. Momentele acelea sunt groaznice. Și pe lângă momentele acelea în care rămân fără voce, mai sunt și momente în care, după ce vorbesc, începe să mă doară foarte tare, foarte tare în gât, astfel încât trebuie să iau o pauză vocală toată ziua. Și nu este neapărat pentru că vorbesc foarte mult. Da, într-adevăr, eu vorbesc foarte mult, însă în momentul în care
nici nu pot să am o respirație regulată, să mă oxigenez cum trebuie, evident că este mult, mult mai obositor acest proces al vorbirii, să spun așa. Asta din ce mi-a fost și mie explicat. Da, cam aceasta este problema medicală. Abia aștept să văd ce o să fie. Și sper din suflet să se rezolve. Mi s-a dat să fac foarte multe analize. Am aici o parte dintre ele, nu sunt toate. Mai trebuie să fac câteva analize și la București, la acest spital, la Ponderas. Mă sperie gândul că trebuie să fac acel test COVID. M-am documentat, am întrebat persoane care au mai făcut testul să văd despre ce este vorba. Ideea este că o nară efectiv este blocată. Nici măcar doctorița, în momentul în care a vrut să bage dispozitivul acela cu cameră să vadă prin interior, nu a putut să intre în această nară, în mod special aceasta este blocată. Iar în aceasta a intrat însă foarte, foarte greu și cred că o săptămână după ce am făcut acel control, acel consult, am avut sângerări, m-a durut foarte tare nasul pentru că pur și simplu este blocat. Este blocat accesul către plămâni, să zic așa. Este o problemă gravă. Nu este ceva de care să spui că, băi, poți să trăiești toată viața. Da, există persoane care pot trăi cu asta toată viața, însă este foarte greu. Și ce vă recomand eu și motivul pentru care am făcut acest videoclip este nu numai pentru a vă spune că voi lipsi și că urmează să-mi fac o operație. Am făcut acest videoclip și fac acest videoclip pentru că vreau să vă spun că dacă aveți aceleași simptome ca mine, dacă simțiți că nu puteți să respirați cum trebuie, mai bine faceți un consult, vedeți despre ce este vorba și măcar știți că aveți această problemă și ulterior vă gândiți dacă veți lua această decizie să vă operați, pentru că nu prea ai de ales. Nu prea ai de ales. Poți să te trezești într-o dimineață și să nu mai poți să respiri. Cum ar fi? Nici nu vreau să-mi imaginez cum ar fi să mă trezesc și să nu mai pot să respir absolut deloc. Să te simți sufocat, să te sufoci. Nu vreau să-mi imaginez cât de tare ai putea să te sperii în acel moment. Și să respiri pe gură, credeți-mă că nu este deloc ușor, adică persoanele care respiră pe gură respiră și pe nas. În concluzie, sănătatea este foarte importantă. Cred că este mai importantă decât orice. Și în momentul în care simțiți că aveți o problemă, este important să o tratați din timp. Pentru că netratând-o și spunând că da, e o problemă, toată lumea o are, ajungeți în postura mea. Ajungeți să fiți pe punctul de a nu mai putea respira absolut deloc. Pentru că asta urmează să mi se întâmple mie dacă nu voi face această operație cât de curând posibil. Dragii mei, dragile mele, eu am să continui să postez pentru că mi-am lăsat câteva rezerve, însă s-ar putea să lipsesc o perioadă scurtă, sper eu, însă voi reveni cu forțe noi și cu idei cât mai creative, astfel încât toată lumea să fie fericită și să zâmbiți cu gura până la ureche, așa ca mine. Pentru că acesta este sfatul pe care eu vi-l dau. Indiferent de lucrurile care vi se întâmplă, trebuie să priviți totul într-o lumină pozitivă. Eu sunt Angelica Iordănescu și nu uitați să-mi dați like, share, să vă abonați canalul meu de YouTube și nu uitați să zâmbiți cu gura până la urechi, așa ca mine. Bye!